Iată titlurile acestei ediții. Un bărbat din capitală și-ar fi înjunghiat tatăl pentru că acesta nu dorea să-i ofere o parte din apartament. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Schimb de focuri în sectorul botanic al capitalei, videoregistratorul unei mașini de taxi a filmat momentul unui atac armat. Un bărbat de 33 de ani din Briceni a murit după ce ar fi fost înjunghiat cu un cuțit. Bănuit de omor este amicul de pahar al victimei. Două femei și un bărbat au fost găsiți fără suflare într-un apartament din orașul Florești. Preliminar, polițiștii au stabilit că victimele s-ar fi intoxicat cu o substanță necunoscută. Două grupări bănuite de fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor false în proporții deosebit de mari au fost anihilate. Un bărbat din capitală a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bănuitul și-ar fi înjunghiat tatăl pentru că acesta nu dorea să-i ofere o parte din apartament. Potrivit procurorilor, în aprilie anului trecut, inculpatul, care se afla în relație ostile cu tatăl său, s-a luat cu acesta la ceartă, după care l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie în urma leziunilor grave victima decedând. Din probele acumulate de procurori s-a stabilit că inculpatul locuia cu victima în același apartament și deseori se certau, pe motiv că feciorul pretindea la o parte din locuință, iar tatăl său nu dorea să perfecteze actele corespunzătoare. Tragedia a avut loc în aprilie, anul trecut. Acum, bărbatul în vârstă de 33 de ani și-a primit sentința și își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip închis. Sentința este cu drept de atac. Videoregistratorul unei mașini de taxi a filmat momentul unui atac armat în sectorul botanic al capitalei. Imaginile video au fost transmise de către taximetrist redacției Point.md. Totul ar fi avut loc în noaptea de 31 martie. Din imaginile surprinse se observă cum două automobile au staționat pe marginea drumului. Din a doua mașină au coborât doi bărbați și au urcat în autoturismul din față. Peste câteva minute, din vehicul iese conducătorul auto care încearcă să fugă, însă un alt bărbat execută două împușcături în direcția șoferului, iar ulterior îl urcă mașină și părăsesc locul incidentului. Poliția capitalii s-a autosesizat cu privire la apariția în sursele media a unor înregistrări video unde apar mai multe persoane. Cazul dat este înregistrat și se documentează de către poliție. Urmează să fie stabilite persoanele ce apar în imagine și la cazul dat va fi dată o apreciere juridică corectă și persoanele vor fi atrase la răspundere conform legislației în vigoare. O glumă nereușită l-a costat viața. Un bărbat de 33 de ani a murit după ce a fost înjunghiat cu un cuțit. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 1 aprilie, în satul Mărcăuți, raionul Briceni. Potrivit polițiștilor, victima împreună cu bănuitul se afla în vizită la un alt prieten de-al lor, unde consumaseră împreună băuturi alcoolice. La un moment, între primii s-a iscat un conflict care a trecut în bătaie. Apoi bărbatul a luat un cuțit de bucătărie de pe masă și a aplicat o lovitură bărbatului în vârstă de 33 de ani în regiunea inimii. Urmare a leziunilor primite, ultimul a decedat pe loc. Bărbatul de 30 de ani a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să-și petreacă următorii 15 ani după gratii. Două femei de 41 și 44 de ani și un bărbat de 41 de ani au fost găsiți morți într-un apartament din orașul Florești. Trupurile neînsuflețite ale victimelor au fost descoperite de către o vecină în dimineața de 1 aprilie. Femeia a fost cea care a chemat poliția. La fața locului s-a deplasat și medicul legist. Deplasați la fața locului, polițiștii nu au depistat careva semne de moarte violentă pe corpurile persoanelor. O versiune preliminară ar fi că persoanele s-ar fi intoxicat fie cu alcool, fie cu produse alimentare. La moment, corpurile neînsuflețite au fost supuse expertizei medico-legale pentru a se stabili cauza decesului persoanelor. Unele surse media scriu că în ajun cele trei victime ar fi consumat împreună alcool. Mai mult, unul dintre cei trei ar fi adus droguri de la care s-ar fi intoxicat victimele. Poliția nu a confirmat deocamdată această ipoteză. Două grupări bănuite de fabricarea și punerea în circulație a bancnotelor false în proporții deosebit de mari au fost anihilate. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre 6 cetățeni moldoveni bănuiți că falsificau dolari SUA și euro peste hotare. Aceștia urmau să aducă în țară 70.000 de dolari și 215.000 de euro. Activitatea ilicită a acestora a fost documentată de către oamenii legii pe parcursul anului 2017. În rezultat, oamenii legii au constatat că banii falși au fost introduși în Republica Moldova din Uniunea Europeană.
În urma investigațiilor, au fost reținute 6 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, domiciliați în Chișinău, cât și în diferite raioanele Republicii, dintre care 4 au fost plasați în arest preventiv. În rezultatul perchezițiilor efectuate în timpul reținerii, cât și la domiciliile suspecților, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 8.000 de dolari SUA, cât și 5.000 de euro falși. De asemenea, au fost ridicate și diferite tipuri de muniții pentru armament, cât și echipament special pentru obținerea informației pe ascuns. Potrivit oamenilor legii, bancnotele false erau de o calitate înaltă, posedând imitarea filigrantului și a alte semne de protecție. Aceasta și permitea punerea lor în circulație, în special pentru acceptarea lor în bancomate. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă să stea după gratii până la 15 ani. 9 persoane din raionul Ungheni, bănuite de comercializarea drogurilor, au fost reținute. Unul dintre ei este profesor de educație fizică și sport la un liceu din raionul Ungheni. La domiciliul bănuitului, oamenii legii au depistat arme și muniții. Suspecții au fost documentați timp de 3 luni. Forțele de ordine au stabilit că suspecții, printr-o schemă bine organizată, produceau, prelucrau și ulterior comercializau drogurile de tip marihuană hidroponică la preț de 150 de lei per gram și amfetamină la preț de 600 lei per gram. Amfetamina era adusă prin contrabandă de peste hotarele Republicii Moldova pentru ulterioara comercializare consumatorilor. Oamenii legii au efectuat 23 de percheziții. În rezultat au fost depistate și confiscate circa 250 de grame de amfetamină, dar și aproximativ jumătate de kilogram de marihuana. Au fost depistate și confiscate frunze de cânepă uscate, cântare electronice la scară mică, pachetele de tip Ziploc destinate ambalării drogurilor, dispozitive destinate consumatorului de droguri, cartele SIM, telefoane mobile, precum și bani obținuți din vânzarea drogurilor. La fel au fost depistate 4 arme și mai multe cartușe, toate deținute ilegal și fără acte de proveniență. Valoarea totală a drogurilor se ridică la aproximativ 250.000 de lei. 4 dintre suspecți au fost arestați pe un termen de 30 de zile, iar 5 sunt cercetați în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru vânzarea drogurilor, suspecții riscă să stea după gratii până la 15 ani. Urmărirea penală a fost condusă de către ofițerii de investigații, procurorii Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și ofițerii de investigații al Inspectoratului de Poliție Ungheni. 2 tineri de 20 și respectiv 24 de ani din capitală au fost reținuți după ce polițiștii au depistat asupra lor pachetele în care se afla masă vegetală fărămițată. Aceștia au fost observați de către un echipaj mobil al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în timp ce se aflau la patrularea străzilor din sectorul Râșcani al capitalei. Tinerii au fost reținuți și conduși în Inspectoratul de Poliție Râșcani, unde în timpul documentării asupra lor au fost depistate mai multe pachetele în care se afla masă vegetală fărămițată. Tinerii sunt cu vârstele cuprinse între 20 și 24 de ani și sunt locuitori a capitalei. Ei sunt consumatori de droguri. În acest context, pachetelele au fost ridicate, sigilate și expediate la Centrul Tehnico-Criminalistic pentru expertize. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă pedeapsă cu închisoarea. Zeci de telefoane mobile, alcool și droguri ar fi fost introduse ilegal în penitenciarul din Lipcani. Procuratura raionului Briceni a inițiat un dosar penal în acest caz. Potrivit procurorilor, principalii bănuiți ar fi unii angajați ai penitenciarului. Procesul penal a fost inițiat după ce, în cadrul perchezițiilor efectuate pe 14 martie, în mai multe ascunzișuri, dar și asupra deținuților penitenciarului, au fost depistate și ridicate sute de obiecte interzise. Obiectele nepermise au fost transmise deținuților de la Lipcani în mod sistematic, tenuite fiind de la control, iar procurorii au temeiuri de bănui că acest lucru a fost posibil cu implicarea angajaților penitenciarului numărul 2 Lipcani. Pentru asemenea acțiuni, legislația prevede amendă de până la 850 unități convenționale sau închisoare de până la 5 ani. Și Departamentul Instituțiilor Penitenciare au pornit o anchetă de serviciu internă în cadrul Direcției Securitate Internă. Departamentul Instituțiilor Penitenciare cunoaște despre acest lucru. Cu referință la angajați, vreau să vă spun că noi am pornit cercetarea de serviciu în baza faptelor și în baza obiectelor interzise identificate la penitenciarul numărul 2 Lipcani. Nu am pornit cercetarea de serviciu pe nume sau nominal pe persoane, pe angajați. Procuratura mai menționează că recent, pentru acțiuni similare de transmitere a obiectelor interzise deținuților din Lipcani, 2 persoane au fost deja condamnate.
Un cetățean moldovean este cercetat penal în România, bănuit că a accidentat mortal o femeie. Tragedia a avut loc pe 31 martie într-o localitate din județul Cluj. Potrivit presei din România, femeia se deplasa neregulamentar pe carosabil și a fost lovită în plin de un autoturism. Concret, o femeie în vârstă de 86 de ani, din localitatea Cășeiu, județul Cluj, a încercat să traverseze drumul național 1C prin loc nepermis. A fost surprinsă și accidentată mortal de o auto utilitară condusă de cetățeanul moldovean în vârstă de 29 de ani. La volanul mașinii se afla un bărbat din Republica Moldova în vârstă de 29 de ani. El era însoțit de doi prieteni și se întorceau de la muncă din Germania. La fața locului a venit și o ambulanță, însă victima a decedat până la sosirea medicilor. Oamenii legii din România au inițiat o cauză penală pentru omor din culpă. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Ar fi jefuit o femeie, dar când a încercat să fugă, a fost prins de un carabinier. Potrivit polițiștilor, totul a avut loc pe 30 martie în piața din orașul Cahul. Bănuitul ar fi sustras portmoneul din mâinile unei femei, în timp ce victima intenționa să plătească pentru cumpărături. Ulterior, bănuitul ar fi luat-o la fugă. Ghinionul lui a fost că, în acel moment, un angajat al departamentului trupelor de carabinieri se afla prin preajmă. Acesta l-a reținut pe bărbat la câteva sute de metri de la locul incidentului. Pe numele suspectului a fost deschis dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 5 ani de pușcărie. Un terminal poștal a căzut peste o mașină parcată la o stație PECO. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în capitală. Potrivit unui site de știri, terminalul s-a răsturnat din cauza vântului puternic. În rezultat, automobilul a fost trivit. Din fericire, în autoturism nu se aflau persoane și nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii urmează să stabilească dacă terminalul era instalat în conformitate cu toate cerințele de securitate. Grav accident rutier la o trecere peste calea ferată din Chișinău. O mașină de lux a fost grav accidentată de un tren Marfar. Totul a avut loc astăzi pe strada Albișoara. Potrivit unui site de știri, șoferul autoturismului ar fi încercat să traverseze calea ferată, chiar dacă semnalele luminoase și de avertizare sonoră interziceau această manevră. Prin urmare, trenul Marfar a tamponat automobilul. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele. Arme, droguri și permise false de conducere. Asta au găsit polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Sculeni-Iași la trei cetățeni moldoveni. În primul caz, polițiștii au descoperit un pistol cu gaz pe care un cetățean moldovean, pasager într-un microbuz, l-a ascuns în buzunarul hainei pentru a nu fi depistat la controlul de frontieră. În urma verificărilor suplimentare, oamenii legii au descoperit printre lucrurile bărbatului și 51 de cartușe. Acesta le-ar fi declarat polițiștilor că și-a cumpărat arma pentru a o folosi numai în cazul unui pericol pentru viața sa. În cel de-al doilea caz, polițiștii au găsit în valizele a doi moldoveni 4 grame de marihuana, aproape 250 de comprimate de substanțe incluse pe lista substanțelor interzise, dar și un permis fals de conducere. În ambele cazuri, bunurile au fost transmise expertizei, iar polițiștii din România au inițiat mai multe dosare penale pentru a stabili toate circumstanțele. Ar fi furat un geamantan dintr-un centru comercial și s-a făcut nevăzut. Bărbatul care apare în imagine este căutat de către polițiștii sectorului Râșcani al Direcției de Poliție Chișinău, bănuit de furt. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi sustras o valiză care se afla în vânzare într-un butic dintr-un centru comercial amplasat pe strada Albișoara. Valoarea bunului furat este de 1600 de lei. Persoanele care l-au recunoscut sau dețin careva informații despre identitatea și locul aflării bărbatului din imagini sunt rugate să informeze poliția la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea surselor de informare este garantată. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, bănuitul riscă amendă de până la 20.000 de lei sau până la 4 ani de pușcărie. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.